Biblioteca județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva va dedica și în acest an Zilei Naționale a României o activitate specială destinată în primul rând tineretului. În ziua de 26 noiembrie 2015, ora 13:30, în sala Liviu Oros a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, va avea loc o prezentare a semnificației zilei de 1 decembrie, o trecere în revista a evenimentelor care au precedat Marea Unire de la 1918 și evidențierea contextului intern și internațional în care s-a creat România Mare. Prezentarea se va baza pe o suită de imagini document ce vor ilustra principalele evenimente politice care în anul 1918 au adus Basarabia, Bucovina și Transilvania alături de țara mamă. În finalul prezentării vor fi adresate întrebări celor prezenți în sală, iar răspunsurile corecte vor primi drept recompensă premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană. De asemenea, cu această ocazie, în incinta Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva se va amenaja o expoziție de carte din fondul bibliotecii, având ca temă Marea Unire de la 1918 și participarea hunedorenilor la acest eveniment major al istoriei noastre.